Doamnelor și domnilor, am revenit în studio. Invitatul nostru de astăzi este analistul politic Roman Mihăiș. Domnule Mihăiș, cu puțin timp în urmă am citit în presă precum că Procuratura Generală a intentat împotriva 9 deputați comuniști dosare contravenționale pe marginea unor cazuri, iarăși contravenționale. Cum pot fi calificate aceste acuzații și ce ar însemna, adică acest demers al Procuraturii Generale atât timp cât nu cunoaștem toate detaliile acestor acuzații? Nu știu care sunt exact, cum sunt formulate exact aceste acuzații. Trebuie probabil să citim și demersul Procuraturii Generale ca să știm mai exact ce se cere. Însă trebuie să atrag atenția că atunci au fost câteva zeci de persoane amendate administrativ. Au fost rămase în vigoare câteva zeci de amenzi la cei cetățeni care au participat împreună cu deputații în Parlament. Ceea ce putem colateral să tragem concluzia preliminară că se conțin elemente ale contravențiilor administrative care vizează încălcarea activității parlamentarilor, pătrunderea în clădire, etc., fără autorizație, manifestații respective au avut cel puțin la comisia respectivă de securitate, dacă vă duceți. Au venit deputați acolo. Nu au venit sigur că da, deputatul simpli cetățeni. Deputatul are dreptul să asiste la lucrările unei comisii, dar să nu încalce ordinea, să nu perturbeze, să nu producă anumite stricăciuni, să nu producă anumite prejudicii materiale sau morale. Deci există și pentru deputați lege în Republica Moldova. Trebuie să înțelegem odată și odată că imunitatea oferită deputatului nu este o chestie tocmai corectă pentru... Eu aș oferi imunitatea deputaților doar în cazul exprimării opiniilor politice în Parlament. Așa ar fi normal. Așa este și practica internațională, cel puțin din Consiliul Europei și din Europeană. Pe când în Republica Moldova, deseori deputații, dar și alți demnitari, se ascund și săvârșesc diferite contravenții administrative sau chiar și fapte penale. Dar prin acest demers, Procuratura ar putea turna, ca să zic, apă la moară celor care spun că guvernarea persecutează opoziția și în fel și chip încearcă să o discrediteze? Bine, aici nu este ceva penal în primul rând. În rândul 2, să nu uităm că Procuratura nu emite sentințe. Aceste acțiuni ale deputaților trebuie să fie calificate de către o instanță judecătorească, independentă. Ulterior vor fi deferite în judecată. Sigur, dacă adică aceste dosare ajung în instanța judiciară, în genere, la noi, Republica Moldova, păstrăm încă un fel de reflexie ale dreptului sovietic, într-un fel sau altul. În Europa este normal ca un dosar instrumentat de procuratură să ajungă în fața instanței judecătorești. Nu este ceva extraordinar, este ceva absolut normal ca un dosar în care sunt niște probe, asta este cerința principală, să existe niște probe, să nu fie inventat dosarul, și doar judecătorul este cel care trebuie să dea o apreciere acestor probe, acestor fapte, nu procurorul. Și aici aș vrea să fac o remarcă, și nu presa, așa presa, cum se întâmplă și la noi. Presa are dreptul să comenteze, să comenteze, dar nu să acuze și nu să se antepronunțe. Să nu dea verdicte. Sigur că de la noi, deseori presa este folosită, din păcate, de către unele forțe politice în scopuri de a-și denigra adversarul politic, ceea ce nu mi se pare tocmai corect și colegial. Dar este normal că un dosar procuratura îl trimite în instanța judecătorească. Deja acolo este important ca cel care ajunge în instanță să-i fie respectat dreptul la apărare, astfel încât și un deputat, dar și un om simplu, să fie tratat la fel în instanțele judecătorești. Oricum, la acest subiect se vor pronunța organele respective, doar am vrut părerea dumneavoastră să o aflu. Astăzi a avut loc o conferință de presă susținută de liderul socialiștilor, Igor Dodon. Dumnealui a inițiat o idee despre formarea unui eventual guvern paralel, poate nu guvern, dar un cabinet de miniștri alternativ, așa a spus dumnealui, cu specialiști. Cum vedeți această idee și ce înseamnă ea venită din partea unui deputat care face parte din Parlament, deși se află în opoziție,
Ok, aici... A votat președintele. În principiu, ideea formării unor guverne din umbră este una... Dar nu cred că este un guvern din umbră. Dar cum putem să-l calificăm așa? Vreau să numim un guvern, cum i-a spus? Un guvern alternativ. Așa deci, înțeles, guvernul din umbră, guvern alternativ, sunt sinonime. Deci, este o chestie care este folosită în lupta politică, în unele țări, în special în Marea Britanie, pentru a arăta că un partid este serios, că un partid are echipă, că un partid are idei, astfel încât sporește imaginea acestui partid în fața electoratului, monitorizează activitatea deputaților, în primul rând a cabinetului de ministri, și până aici nu e nimic. Dar este o practică normală, vreau să întreb? Este o practică absolut normală. Până aici nu văd o mare problemă. Însă declarația domnului Dodon că acest guvern va fi format din ministrii guvernului Tarlev și Greceanului, din start umbrește această idee pentru că... Pentru unii alegători. Bine, nu doar pentru alegători. Pentru că alții, din contră, cred că ar saluta acest gest. Eu cred că aceste guverne au fost independente și Vladimir Voronin a spus foarte clar că, de fapt, el a fost șeful guvernului. Mi-ar fi rușine să fie făcut parte în acest guvern, să declare Voronin că, de exemplu, guvernul nu contact, toate decizii se luau la președinție, de fapt, și că consideră președintele, de fapt, conduceau guvernul și politicile guvernului. Și în aceste condiții mă așteptam ca domnul Dodon să identifice personalități din alte categorii care n-au fost implicate, care nu au un trecut oarecare care s-a dat de mână. Dar a făcut și un apel, ați auzit probabil în știrile 21, în reportajul respectiv. Dumnealui a spus că face o chemare eventuală la acei doritori specialiști, profesioniști care se consideră să vină. Punderea politică a domnului Dodon este foarte mică și în sondaje acest partid deocamdată nu trece de 1%. În aceste condiții, încercarea dânsului de a se prezenta ca principala forță de opoziție în detrimentul Partidului Comunistilor, că asta este încercarea de fapt, care, așa înțeleg eu că este o încercare de a prelua ștafeta de opoziție, este interesantă, dar nu știu dacă are sorți de izbândă, pentru că în principiu, un partid, ca să ajungă la ideea de a promova un guvern, trebuie, în primul rând, să aibă o susținere largă electorală, să ajungă în Parlament cu un număr suficient de deputați, astfel încât să poată să participe sau la o coaliție de guvernare sau de unul singur să formeze un guvern, ceea ce, deocamdată, este greu de presupus în cazul Partidului Socialiștilor, dar, încă o dată, este o procedură democratică. Chiar mi-este foarte interesant cu ce personalități va veni domnul Dodon în față, și care vor fi ideile promovate de dânsa. Astăzi, premierul Vlad Filat se află într-o vizită oficială la reuniunea premierilor din cadrul statelor CSI în Turkmenistan. Probabil ați urmărit în știri formatul acestui eveniment. Totuși, Republica Moldova păstrează relațiile cât se poate de calde cu CSI și cu spațiul de post-sovietic, cu spațiul post-sovietic. Cum putem, nu știu, să mergem pe calea integrării europene atât timp cât menținem relațiile bune cu spațiul CSI? Sau poate ar trebui într-adevăr să ne reorientăm politic, așa cum ne spun mulți politicieni? Întotdeauna trebuie să analizăm care sunt câștigurile Republicii Moldova din faptul că dânsa face parte din una sau din altă organizație regionale sau globale. În cazul CSI-ului, această organizație știm foarte bine că a fost mai degrabă, spunea și Putin la momentul respectiv, o organizație pentru un divorț civilizat. Asta a fost menirea CSI-ului, de fapt, la începuturile sale, ca să nu admită vărsări de sânge, ca să, într-adevăr, era o situație absolut nouă când toate fostele republici își declarase independența și era nevoie, într-un fel sau altul, de a calma spiritele și, de fapt, această reuniune era una strict politică și formală la începuturile sale. Iar mai târziu, Rusia a încercat să impună aceste organizații și alte valențe. În prezent ne aflăm la o criză gravă aceste organizații, dar în primul rând a țărilor care fac parte din această organizație, pentru că marea majoritate a țărilor din această organizație sunt țări subdezvoltate, cu economii în tranziție, cu regimuri democratice cu regimurile autoritare și doar două regimuri democratice parțiale, recunoscute și de anumite organizații internaționale cu renume în domeniu, cum ar fi Ucraina și Republica Moldova.
putem să spunem că doar în Ucraina parțial și în Republica Moldova, ceva mai mult, că acum ne laudă că suntem liderii parteneriatului estic. Da. Am citit astăzi chiar și un document oficial al Uniunii Europene în care se menționează că Republica Moldova a înregistrat progrese, da. Și este recunoscută ca liderul parteneriatului estic, ceea ce ne face un compliment. Însă, chiar să mai avem de lucru. Chiar mă întrebam, Moldova și Turkmenistan, care ar fi tangențele? Suntem prea departe. Acolo este o țară islamică, aflată la hotarul Afganistanului. Noi, practic, nu avem comerț cu această țară, nu avem nimic comun absolut cu această țară. Deci, cred că trebuie într-o bună zi să analizăm dacă Republica Moldova are sens să mai stea în CS sau poate că este mai bine, și chiar cred că este mai bine ca Republica Moldova să mențină relații bilaterale excelente cu Federația Rusă, cu Belarus, cu Ucraina, cu același Tajikistan, în măsura interesului în care avem interese comune, măsura în care avem comerț, în care avem relații normale. Dar să nu se angajeze în careva, în unele obligații, dar încercarea de a construi vamale, anumite structuri vamale sau politice gen Uniunea Eurasiatică, Moldova nu are ce căuta efectiv acolo. Moldova deja se învață ușurel să facă comerț cu țările UE. Avem deja un volum destul de important, cred că deja am ajuns la 50% din volumul comerțului exterior cu Uniunea Europeană. Cetățenii moldoveni, o bună parte, se află în Uniunea Europeană. Republica Moldova este o țară mică, nu este o problemă de a fi îngurgitată de Uniunea Europeană în condițiile în care ar exista voință politică din ambele părți. Probabil până la sfârșitul anului 2013 vom obține și un regim liberalizat de vize. Apropo despre acest subiect, chiar astăzi premierul Iurie Leancă se află la Bruxelles și el în vizită oficială. S-a întâlnit cu doamna vicepremierul, da, ministrul de externe. S-a întâlnit cu doamna Catherine Ashton. Dumnezeu a spus, citesc, chiar am luat din document, rezultatele obținute până în prezent de către Republica Moldova sunt impresionante și reprezintă o valoare adăugată pentru agenda de apropiere a țării voastre de Uniunea Europeană. Să știți că noi, care sunt aceste rezultate? Adică, știți că noi din interior vedem deseori subiectiv și datorită unei părți mare a presiei trunchiat ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, pe când experții occidentali care sunt plătiți de către instituții serioase din Uniunea Europeană, ei apreciază unele realități, apreciază unele realizări. Să admitem subiectul liberalizării presei, libertatea dacă de exprimare. Dacă comparăm Republica Moldova cu Rusia, Republica Moldova este cerul și pământul. În Rusia la nu sunt capitolul live-uri. În Rusia exact. Toate televiziunile sunt controlate de stat și de FSB-ul rusesc. Asta o spun ziariștii din Rusia de la posturile publice de televiziune. Da, domnul Mihai, în Rusia nu este niciun post privat. Privat, exact. Democratic, liber absolut de televiziune. Să presupunem că acesta este un succes al nostru. Ca dar să nu mai vorbim că în Ucraina deja s-au făcut regrese foarte importante apreciate de comisarul european, apreciate de Barroso, apreciate de alți oficiali europeni care declară că în Ucraina, în ultimii 2 ani de când a venit Ianukovici la putere, Ucraina a făcut pace înapoi. Bine, deci, dar ce alte succese am putea noi să succese? Avem? Succese. În primul rând, Republica Moldova, cu toate neajunsurile sale, are făcute câteva, să zic așa, câteva reforme importante, parțial deocamdată. Avem o reformă parțială a justiției. Avem chiar și ultima lege care prevede reforma Centrului Anticorupție. Câteva legi care au scăpat opinia. Adoptată cu întârziere. Adoptată cu întârziere de circa 6-8 luni de zile. Această lege privind asigurarea egalității. Asigurarea egalității, care este o lege foarte complicată în contextul actual politic din Republica Moldova, dar care totuși a fost posibil să fie adoptată. Cu toate redactările de rigoare. Pe urmă, avem o serie de legi și în zona economică. Avem o serie de legi și în alte zone, dar este important să înțelegem un lucru. Noi mergem prea încet. Prea încet față de ceea ce ne-am propus să facem. Și eu am apreciat că această încetineală a fost din cauza crizei politice legate de alegerea șefului statului. S-a depășit această criză și ați văzut că alianța a început să lucreze. Dar rezultate, până la urmă, deocamdată, pentru cetățean, deocamdată pentru cetățean, singurul rezultat este că avem un guvern care are susținerea Uniunii Europene. Avem o declarație foarte importantă astăzi a lui Dirk Schubel, că Republica Moldova este liderul din parteneriatul estic. Republica Moldova va primi mai mulți bani decât Ucraina, Belarus, Armenia și alte țări din parteneriatul estic. Și asta este foarte important, că Uniunea Europeană va fi în continuare partenerul principal al Republicii Moldova, că conturile
guvernului vor fi pline de euro din care se vor putea plăti pensii și salarii. Dar asta, asta este nu alt este, subiect. Asta nu este cum vin și sub ce formă și cu care condiții vin acești bani. Să nu uităm niciodată că 70% din acești bani sunt donați. Granturi. Granturi. Deci, da. Ceea ce vreau să atrag atenția. Guvernul filat nu știe să-și etaleze realizările. Mici, dar sunt. Guvernul Alianței, 1, a avut o soartă mai proastă. Dar Guvernul Alianței, 2, are anumite realizări. Ele nu sunt atât de mari încât să fie resimțite masiv astăzi de cetățeni, dar ele sunt o bază. O bază pentru ca mâine cetățeanul moldovean să meargă fără vize în Uniunea Europeană. Eu sunt convins că în 2013, dacă nu se schimbă, Doamne ferește, guvernul în toamnă în rezultatul unor manipulații politice, dacă guvernul își continuă eforturile și Parlamentul îl va susține acest guvern ca să facă anumite legi euroconforme, noi vom avea dreptul de liberă circulație în Europa. Și ce facem? Am obținut acest drept. Și... Păi cetățeanul moldovean, astăzi în Europeană, este în linii mari, stă ilegal. Două treimi, lucrează fără act în regulă. Și acum va pleca legal? Va pleca legal, va avea posibilitatea să meargă la studii, va avea posibilitatea să meargă la angajator în mod direct, dar nu prin internet. Când ești în țara respectivă, îți vezi oportunitățile, găsești o comunitate, poți să te angajezi undeva la un loc de muncă, ai dreptul la libera circulație și ca turist. Bine că vor fi anumite interdicții pentru a ocupa anumite locuri de muncă, dar asta se poate depăși acest handicap prin anumite metode. Deci, până la urmă, este important că dacă cetățeanul moldovean devine om liber, că astăzi nu este om liber, parțial este om liber, că cu pașaportul moldovenesc astăzi poți circula de la Chișinău până la Vladivostok, dar în partea aia la altă nu. Și asta e o problemă reală pentru cetățeni. Și să nu uităm că dacă se va oferi acest drept cetățenilor moldoveni, cetățenii din Transnistria vor aprecia mai mult Republica Moldova, vor aprecia mai mult regimul de la Chișinău, vor avea mai multe motive pentru a dori o reintegrare teritorială cu Republica Moldova. Sau vor dori pașapoarte moldovenești pentru a putea pleca. Păi da, pașaportul este primul pas spre a iubi o țară. Când iei cetățenia unei țări, când iei pașaport unei țări, ar fi așa, când acest pașaport te hrănește, pe tine și pe familia ta, tu automat devii și patriotul acestei țări. Dar credeți că toți cei care dețin pașapoarte românești din Republica Moldova sunt atât de, nu știu, cu trup, suflet și inimă, de dați acel jurământ pe care l-au depus în fața României sau au nevoie să plece? Eu am cunoscut, așa vă spun, o experiență particulară, am cunoscut câteva, hai zicem, câteva, nu 10, dar vreo 10 cetățeni ai Republicii Moldova, da, de alte etnie decât cea moldovenească și română, de exemplu, bulgari, ucraineni, care au luat cetățenia română. Dân și părinții lor trăiau aici așa în 1940. Da. Păi, să știți că până a lua acest pașaport românesc, aveau și ei unele opinii, să zic așa, românofobe, dictate de anumite partide politice. Acum, cu mândrie, scoate pașaportul românesc de buzunar și spune, vezi, eu sunt cetățean al Uniunii Europene. Deci, dânsul, prin intermediul cetățenii României, a devenit cetățean european și etalează această chestie. Dar... Și a dispărut românofobia respectivă. Deci, asta nu înseamnă că dânsul iubește România, asta nu înseamnă că dânsul deja este, să zic așa... Este mândru că este cetățean al Uniunii Europene. Da, da. Pentru că a fi cetățean europene înseamnă ceva în viața asta. E cea mai progresistă, cea mai democratică și civilizată și prosperă zona a lumii. Urmează să decidem noi, alegătorii, cetățenii cărui stat vom, cărei uniuni poate vom fi, pentru că până la urmă sfatul meu este să fim cetățenii Republicii Moldova în primul rând. Și pe urmă, vedem. Domnul Mihaiș, vă mulțumesc pentru prezență. Vă mai așteptăm la noi în studio. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că am vorbit cu analistul politic Roman Mihaiș despre situația politică din țară și nu numai. Sunt Artur Musailan și vă doresc o seară bună. La revedere!